Veste uriașă pentru bolnavii de diabet. Insulina injectabilă ar putea deveni istorie și înlocuită în curând cu pastile, scutind astfel bolnavii de diabet de numeroasele înțepături zilnice. Conform medlife.ro, capsula are mărimea unei afine și conține un ac mic realizat din insulină comprimată, care este injectată imediat ce capsula ajunge în stomac. În testele realizate pe animale, specialiștii au arătat că ar putea furniza suficientă insulină pentru scăderea nivelului de zahăr din sânge, astfel încât efectul să fie similar cu cel al injecțiilor. De asemenea, se pare că această capsulă poate fi adaptată pentru livrarea mai multor tipuri de medicamente. Sperăm că acest tip de capsulă va ajuta pacienții cu diabet zaharat să primească doza necesară de insulină fără să fie nevoie să se injecteze, spune Robert Langer, principalul autor al studiului. În urmă cu câțiva ani, echipa de specialiști a dezvoltat o pilulă acoperită cu multe ace mici, care putea fi folosită pentru injectarea medicamentelor în mucoasa stomacului sau a intestinului subțire. Au modificat noua capsulă, astfel încât să aibă un singur ac, pentru a evita injectarea medicamentelor în interiorul stomacului, dar putea fi rupte de acizii din stomac înainte să își facă efectul. Vârful acului este realizat în proporție de 100% din insulina comprimată, fiind utilizat același proces folosit în producerea tabletelor de pastile. Axul acului, care nu intră în peret Peretele stomacal, este realizat dintr-un material biodegradabil. În interiorul capsulei acul este prins de un arc comprimat care este ținut pe loc de un disc de zahăr. Când capsula este înghițită, lichidele din stomac dizolvă discul de zahăr, eliberând arcul, iar astfel, acul este injectat în peretele stomacal. Zidul stomacului nu are receptor de durere, așa că pacientul nu ar simți injecția. Pentru a se asigura că medicamentul este injectat în peretele stomacului. Specialiștii au proiectat sistemul astfel încât, indiferent de poziția în care capsula ajunge în stomac, să se poată orienta astfel încât acul să ajungă la căptușa la stomacului. Imediat ce vârful acului intră în peretele stomacal, insulina se dizolvă cu o viteză stabilită de specialiști, în momentul în care concep capsula. În acest studiu a durat aproximativ o oră până ce insulina a fost complet eliberată în în sânge, relatează medlife.ro